Bună copii! Sper că sunteți bine, sănătoși, că stați frumos acasă, că sunteți cuminți și ascultători. Dacă toți suntem închiși în casă și nu putem să mergem în parc, nu putem să ne jucăm afară cu copiii, nu putem merge la grădiniță sau la școală și, mai important, nu putem să mergem la biserică, nu putem merge la școala duminicală, împreună cu învățătorii ne-am hotărât să vă facem o surpriză și să aducem școala duminicală la voi acasă. Prin lucru manual pe care o să vi-l prezint imediat, mă gândeam să aveți activitate în fiecare zi, în săptămâna care urmează, în săptămâna patimilor, în care să ne amintim cu toții de Domnul Iisus, de faptul că El a venit pe pământ și a murit pentru noi. Vreau să ne aducem în fiecare zi aminte de acest lucru și săptămâna următoare, când sărbătorim învierea Domnului Iisus, vreau să îmi trimiteți cu toții videoclipuri sau poate mesaje prin care să îmi spuneți dacă v-a plăcut acest lucru. Ca și materiale avem nevoie de foaie A4, riglă, foarfecă, lipici sau bandă dublu adezivă, carioci sau creioane colorate, monede sau nasturi. Aici am o foaie albă, o coală A4, pe care am împărțit-o în 4 bucăți. Intenționăm ca fiecare bucată, aici le-am tăiat, fiecare bucată tăiată să semnifice o zi. Prima zi, a doua zi, a treia și următoarea. Cele mai semnificative lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus în săptămâna patimilor. Și apoi, la sfârșit, putem să le capsăm sau să le perforăm și să le legăm, să avem o amintire. Și pentru că vrem să avem un titlu frumos, o să încadrăm ziua de luni, scriem ziua de săptămânii. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și vrem să ilustrăm acest lucru desenând o măsuță. Puteți să folosiți carioca, creion colorat, orice, apoi colorați acest chenar și, ca să ilustrăm cum bănuții schimbătorilor au căzut pe jos, o să punem și noi câțiva bănuți pe care putem pune niște bandă dublă adezivă sau orice altceva, lipici, silicon. Când o să vedeți referința, să vă gândiți că Domnul Iisus a zis așa: casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Să ne aducem aminte de acest lucru și când ne ducem la biserică să încercăm să ne închinăm lui Dumnezeu și nu să facem altceva. Sper că v-a plăcut filmulețul de astăzi și de-abia aștept să ne vedem din nou la școala duminicală.